Înțeles? Trăiesc cu questi. Am emoții. 40 de ani. Pă, 40 de ani. S-a făcut boșorul și el. Da, a devenit. Dacă mai zici odată boșorul, îl distrug. La vârsta asta te-a cunoscut. Eu am auzit niște forfotă pe hol. Mă aștept să vină cu un lăutar, cu niște tobe. Mulți ani trăiască, mulți ani trăiască, la mulți ani. Mulți ani trăiască, mulți ani trăiască, la mulți ani. Dar spre uimirea mea, surprinderea mea, neamărin cu micul dejun. Cine să trăiască, cine să trăiască, cine? Băiatul meu să trăiască, băi! Și familia lui, și nevasta lui, și copiii lui. 40 de ani. Ora nu e aia care trebuie. 40 de ani în care al tata, băi, cunosc cu nevasta. Hai, da, la mulți ani. Să trăiești. Să trăiești. La mulți ani. La mulți ani. Eu, în momentul în care împingeam căruciorul, că eu l-am împins, eu mă rugam. Și ziceam, Doamne de Doamne, nu-i place, n-are cum, n-a venit. Când m-am uitat, într-adevăr, Andrei era în pat. De care ar fi? Cadou meu? Să vă evaporați voi. În pat am văzut-o pe Anda, ei dormeau amândoi și uite, mi se o... Ziua lui era miercuri, 12 noaptea, însemna marți spre miercuri. Și am zis, bine, atunci voi veni miercuri. Ca să fie totuși o surpriză, am venit de marți. Și m-a țipit pe la un, să zic, un 3. Am dormit vreo 6 ore și după ce am avut cantonament. Nu! Mă bucur tare că în ediția asta s-a nimerit să fie cu oameni dragi mie. Ora! Astăzi vreau să te simți așa de bine. La patru... Nimic? Atenție! Mănânci șorbica ta de căruțaș, te duci la spa, ți-am aranjat acolo tot ce vrea mușchiul tău. Nu faci nimic, te duci acolo, te simți bine și doar eu te sun dacă am nevoie de ceva să mă consult cu tine. Eram buimac când m-am trezit, eram așa buimac. Ne-a Mărina scos o vorbă între buimac. Ori am visat, ori... Nu știu, dar am avut impresia că a zis ceva de spa, saună, masaj. Ți-am pregătit, tăticuțule, azi stai la saună și la masaj, te relaxezi. Dacă am auzit bine, relaxezi. Credeam că s-a apucă ziua asta să mă lași tu. Nu credeai că s-a apucă ziua de azi? Să mă lași tu! Fii cum sunt băi, după 12 ani de chin, meriți așa ceva. Băi, nu se poate, băi, nu se poate, băi, vă mulțumesc, băi, băi, vă mulțumesc. Cam mulți sunteți aici. Uite-mă la băi, te șandă aici și... Ziua ta. Băi, tot binele de lume, să dea Dumnezeu să realizezi în viață de 10 ori mai mult decât am realizat eu. I-am transmis energia noastră bună. Exact. Liviu știe că noi ținem foarte mult la el și că e un prieten drag de al nostru, care unor ne mai supără, dar rămâne la bază un om extrem de bun și urăm la mulți ani. Peste bază, nu mai e neapărat. Îi urăm la mulți ani și toate cele bune. Deci, poftă bună, o zi frumoasă să aveți. Băi, nu cred, și, bă. Și ne consultăm la telefon. Băi, mulțumesc din suflet. Da. Asta vă spuneam că când am deschis ușa și am văzut toți prietenii ăștia ai mei, toți oamenii ăștia ai mei dragi, neamărin, care nu mai am ce să vă spun, că știți tot. Îl iubesc de mor. E sufletul meu. Dacă se supără pe mine, am impresia că n-am o mână. Adică nu glumă. Noi ne sunăm la 3-4 zile, dacă nu sun eu, că eu nu-l sun, mă sună el, ce faci, mă? Trial, m-ai sunat? Nu ți-e dor de mine deloc? Ce mai faci? O să mor și tu nu mă suni. Ce faci, bre? O să vin să dorm cu tine. M-am bucurat până la un moment dat când am văzut că în mâna lor nu se află niciun cadou. Bă, ce cadou frumoase mi-a sunat, bă, fix. Eu mai veneam la zile onomastice când eram mic, dar furam din casă. Un bibelou, o carte, nu mă duceam cu mâna. Că e urât. Și deodată toți oamenii ăștia dragi pe care eu îi iubesc foarte mult, antonimul la dragi. Mi-au devenit antonimul la dragi.